Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în rac, etalare pentru aproximativ octombrie, deși știți că foarte bine se poate deja să se fi manifestat sau urmează să se manifeste în lunile următoare. În timp ce am amestecat setul de cărți, a venit deja faetonul care uneori reprezintă zodia racului, magicianul și regina de bâte. La capătul setului de cărți, mai multe cărți. Ideea, vi le explic imediat așa, pe scurt, preetalare. Faetonul, posibil pentru unii o călătorie, o decizie urmată de o călătorie, va duce într-o nouă etapă a vieții voastre. Manifestați o nouă încredere în voi, creativitate, pasiune, atractivitate, atrageți oamenii, magnetism, spectacol, cu magicienul și regina de bâte, spectacol. Interesant, pentru... Așa vine mesajul, așa îl transmit. Pentru unii să fie două tipuri de bărbați și femeie. Amândoi fac spectacol într-un anume fel. Nu știu cum. E un mesaj pentru unii. Poate nu toată lumea sunteți în zona artelor, eu știu, muzicii, scenografiei, teatrului, dar pentru unii probabil, și dacă nu neapărat, poate să fie chestiuni de comunicare online, la distanță, într-un mod foarte creativ. În plus. Dar, în general, e o călătorie care vă ajută să manifestați încredere. Poate o nouă pasiune, poate un personaj care vă atrage foarte mult. La capătul setului de cărți, 6 de cupe și 4 de bâte. Vă regăsiți cu cineva de acasă, posibil această călătorie, cineva din copilărie, cineva care vă cu care v-ați întâlnit pe lângă casa lor, pe lângă casa voastră, dar care vă este foarte drag, dragă, vă înțelegeți foarte bine, eventual după o perioadă de tăcere destul de lungă. Perioada în care probabil ați visat la acest ideal și ea ca într-o anumită formă se materializează. Au fost multe conflicte, sentiment de abandon, la la la. Măi, cineva cântă! Eu nu mai când din școala generală, decât când mă apucă pe mine nebuneala, da? În fine. Stai, mai venise ceva? Ah, da. 9 de monede a mai venit în preetalare. La capătul setului de cărți, 5, 10, 8. Casa, arbore genealogic, durere, suferință, suferință mare, 8, transformare. Și 9 de monede, cu alte cuvinte, independența. Independența, probabil că este un cuvânt foarte important pentru voi, care vreți să vă rupeți eventual de niște rădăcini familiare care v-au adus multă suferință. Multă suferință. Așadar, învățați să fiți independenți, aveți încredere și poate pentru un cineva să fie un personaj, nu obligatoriu feminin, independent, puternic, puternică, care inspiră, că tot am văzut Regina de Bâte și Magicianul. Ce mai văzusem ceva? Așa, văzusem orca înainte să amestec orca. Oh. Wow. Orca. Mi-aduc aminte că era o etalare mai acum câteva luni la Zodia Balanței a apărut. Acum apare la Rac. Poate veți acolo marcajul unii dintre voi. Această carte, Songlines, sugerează o traumă foarte, foarte mare apropo de independență versus familie, arbore genealogic. Da, o traumă foarte mare. Puteți să fiți orice zodie, dar să aveți planete în zodia racului. Mai ales lună, poate chiar și Marte. Ah, în fine. E o traumă foarte mare emoțională. Povestea este că o femeie, o fată, a fost obligată să se căsătorească de familie cu cineva care nu i-a plăcut, pe care nu-l iubea și la un moment dat a fost, parcă a fugit. Parcă a fugit. Nu o să mai citesc, dar vreau să fac o înregistrare specială pentru această carte foarte profundă. Parcă a fugit. Aici este eliberarea voastră de niște rădăcini familiare care v-au ținut pe loc mental, emoțional, poate chiar și fizic. Și este fain că în spatele acestei cărți descoperiți, uite, unul, l-am văzut mai devreme, magicianul, dar până unul alta tigru, că toți suntem în anul tigrului, îl ador pentru că sunt și eu zodia tigrului, așa, poate sunteți și voi în anul tigrului.
Ideea este că ați descoperit, sper că veți descoperi, 30-34 să însemne ceva. Vă veți găsi echilibru 4, prin creativitate 3, după o perioadă de confuzie, de zero, de neant, aș spune, dintr-un anumit punct de vedere. Altfel puteți să fiți ok, profesional, la 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 la. Dar eu acolo o traumă pentru unii dintre voi. Ia să pun și blețulețul. Sau pentru persoanele cu care aveți de-a face. Dar aș spune totuși pentru voi, pentru că în zodia racului se întâmplă niște chestii, dacă aveți planete pe acolo, racul e casa patra, casa familiei, în care se impun niște chestiuni uneori. Will, interesant, se impune dorința cuiva acasă, în viața voastră. Dar asta vă învață, așa cum a spus și aseară în prezentarea despre tăierea stringurilor. În ce mă privește pe mine, toată această suferință vă învață să găsiți o forță de nebănuit în viața voastră și în voi, o forță care vă ajută să vă eliberați și să vă găsiți independența, eventual să vă găsiți persoana dragă. Interesant, cineva iubește în secret pe altcineva. Ce mai văzuți? Așa. Văzusem, a apărut credința, aveți credință, dar a venit invers. Și înapoi la ceea ce iubești, reevaluează-ți dorințele, cea cu planete în zodia racului. Dar pentru unii, că tot am văzut întoarcere, 6 de cupe și 4 de bâte, întoarcere acasă, poate că vă întoarceți acasă, vă întoarceți la cineva care vă iubește, pe care îi iubiți, într-un moment în care simțeați că dacă mai stăteați mult acolo, departe, că văzusem faeton peste hotare, călătorii peste hotare, la la la, dacă mai stăteați mult în acea situație sau cum e orca, vă pierdeați ultimul dram de credință. În fine. Mesaj. Hai să vedem. Rac. Oh, soarele nu pe mesaj când vine în rac. Octombrie aproximativ 2020. Wow! Sunt foarte multe, dar puneți capăt unei situații, aute. Da, vă eliberați, aute. De un dușman, de obsesie, de o situație la distanță, peste hotare, eventual. Poate să fie două situații, două personaje. Între timp, o femeie evoluează de la starea de frică, de lipsă, de abandon, de griji, evoluează la o stare de echilibru. Pentru asta trebuie să treacă primar traume, evident, încheieri de cicluri, morți, renașteri. Aici ar putea să fie energie feminină, aici masculină sau, în fine. E bine că a venit șarpele invers. Dușmanul acela, posesivitatea, obsesia cuiva, dorința de a, poate unii dintre voi, în momentele voastre de panică, aveți senzația că vă sufocați. Rac. 20, renaștere. Ia uite, a venit șarpeleiul, șarpeleiul. Dar renașteți. 20, numărul judecății. Moarte și renaștere. Apropo de moarte. Coșciuc. Coasă. Durere. Suferință. 10, roata norocului. Încheierea unui ciclu, da? 7 e numărul faetonului, dar aici este un șarpe. Poate lăsați în urmă o piele veche ca să renașteți într-o altă formă. Unii ar spune că lucrul schimbă blana, dar n-ar avea bani. Sper că nu e cazul. Sper că vă eliberați de o situație foarte toxică, în care ați crezut că vă găsiți echilibru, ancora, dar n-a fost așa. Ideea e că renașteți. 20, o grădină frumoasă. Grădina face parte din. Poate aveți o grădină frumoasă, din sufletul vostru, am să zic. Grădina face parte din sufletul vostru. Posibil unii dintre voi aștepta să stați de vorbă cu cineva într-o grădină, într-un parc. Și să renaște, să vă împăcați cu 6 de cupe și judecata, să vă împăcați eventual după o perioadă de tăcere de ce-o fi fost. Rac.
Drăgușoare, e când drăgușoare. Soarele nu avem, nu s-a ascendent. Nu, de nord. Uite ce, ce se pun cărțile contra, așa. Da, cei care au încercat să vă impună, știți, familia, pentru unii. Da, și la mine s-a băgat familia, dar s-a băgat destul de mult în viața mea, dar încă n-a ajuns să mă oblige să mă căsătoresc cu cineva. Care nu e... Iar apare orca. Da, iubea... Da, o iubire în secret, am zis. 2.20. Cineva a încercat eventual cu ce am văzut mai devreme să-și impună autoritatea asupra voastră. Ia. Ritual. 3 și cu 5, 8. De transformare. 8 am văzut mai devreme. De eliberare, aș spune. 7, 8, iar. 7, 8. Moarte, renaștere, renaștere. Moarte și renaștere. Re. 7 și 7, important. Iar lăsați în urmă conflicte. V-ați căutat echilibru, că așa fac racii. S-au acceptat, ați acceptat anumite situații care ați crezut că vă oferă stabilitate, dar v-au adus mai multă durere. Dar asta probabil că a fost necesar pentru unii dintre voi. Hai să vedem. Soarele nu a venit să ascendent, nodul nord. Da, e un pomișor în vremea asta. Ia uite, 6 de cupe, tot insistă să apară. Un păcare, întâlnire cu un fost prieten, o fostă prietenă din copilărie, de pe lângă casă. Sau, dacă nu, un personaj cu care vă simțiți foarte bine. Vă simțiți foarte bine, vă alină, vă înțelege, empatizează, vă simte și voi simțiți. Posibil v-ați mai întâlnit în altă viață sau ați mai trăit sentimentul acela de deja vi. Te cunosc de undeva? Ne? Așa zicea? Ne era ca o melodie, te cunosc de undeva. Valetul de bute versus familia. Ia uite, credință versus lipsa credinței. Diavolul, doi de monede versus credință. Diavolul versus Dumnezeu. Relații toxice, adictive, dușmănoase, obsedante, sufocante versus relații înalte, misiuni speciale, misiuni, da, ghidaj divin. Unii probabil aveți de ales între, că fiind drag, atrageți probabil Capricorn și Tauri. Da. Valetul de bute este, aș spune, o veste bună. Valetul de bute și de cupe sunt chiar și cel de monede. Reprezintă vești bune. Ia, uite, regina de monede. Stabilitate. Trebuie să luați de la zero ca să vă găsiți stabilitate. Și dacă aveți și încredere, cum apărea regina de bute, și mai și creativitate ca să faceți bani. Ia, o dată, de două ori, de trei ori. Răcușor și răcușoare. Da, vă faceți planuri. Să lăsați ceva în urmă ca să mergeți într-o călătorie către cineva. Probabil care e la distanță. O relație online. Nu știu dacă vorbiți, că am văzut tăcere, da. Ha, 4 de monede. 6 de cupe. Și spânzuratul. Taur, capricorn, fecioară, pești, rac, rac. Scorpion? Lumea, interesant, iar o situație la distanță. Asul de cupe, ah, ce mă bucur, a venit la ce zodie. Ce-am făcut eu mai devreme? Nu mai devreme, foarte devreme. Și urmează să pun după ce fac etalarea pentru voi. Am făcut fecioara, la fecioara a apărut asul de cupe. Nu știu din ce motive, în aceeași poziție. Și, măi, de ce cărți puternice aveți în prezent? Magicianul, asul de cupe și lumea. Vai, ce fain! Încheiați un capitol în care ați stat în cap, ați stat pe loc, ați stat în tradiție, ați stat, v-ați închis că trebuia să faceți bani, că trebuia să manifestați stabilitate, poate chiar pentru independența aia nouă de monede pe care l-am văzut la început, da? Ați muncit? Nu știu cât v-ați creat stabilitate, dar
ați învățat niște lucruri cu spânzuratul, e o învățătură, e o lecție karmică grea, din care teoretic, da, cu lumea, lumea înseamnă și, pe lângă încheiere de capitol și deschidere de capitol, pe lângă situații la distanță, peste hotare, peste mări și ape și oceane, lumea înseamnă și, vedeți o carte, învățătură, lecții, 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 este Saturn în varianta sa sublimă. Ați învățat prin suferință. Stagnarea aceasta spânzurată nu a fost stagnare. Poate ați făcut exerciții fitness. Yoga. Poate ați făcut yoga, da. În fine. Dar în trecut, totuși, cu 6 de cupe, o să clarific, poate că speranța, ați visat cu spânzuratul, ați visat că vă veți întâlni cu acel personaj cu care urmează, sau poate chiar v-ați întâlnit, urmează să vă întâlniți, înapoi la ceea ce iubești, nu? Că așa zicea, înapoi la ceea ce iubești. Acel personaj ați visat, țineți de ceva timp la un personaj. Repet, dacă nu-i din copilărie, sentimentul că mă, eu te-am mai întâlnit undeva, eu te știu, eu știu ce simți, ce-ți dorești, știu ce... Și nu doar că știu, chiar vreau să îți ofer ceea ce îți place, ceea ce te face fericit, fericită. Și totuși, ați trecut printr-un 12 încheiere de ciclu, ea ultima zodie din, da? Din zodia. Asta v-a adus credință, de-aia acolo aveți credință. Era cât pe ce să vă pierdeți credința, dar ceva, repet, o să clarific, ceva va ajuta să schimbați perspectiva, pentru că aceste cărți din prezent sunt absolut superbe, nici n-aș vrea să le clarific. Asta înseamnă încheiați capitolul în care v-ați sacrificat pentru... Poate interesant ce alt mesaj... Unii dintre voi v-ați sacrificat pentru un fost o fostă, da? Și vreți ceva nou. Dar, continuând primul mesaj, dacă ați întâmpinat stagnare într-o relație de la suflet la suflet, o relație foarte profundă și frumoasă, dacă ați întâmpinat stagnare... Din cauza că a trebuit să faceți bani sau unul dintre voi nu se deschidea sau au fost relații karmice, familia între voi, încheiați acest capitol și deschideți unul nou. Ce frumos! Dragii mei, poate faceți ca mine. Începeți și scrieți o carte. Eu am început. Ba chiar sunt la al doilea capitol. Dar manifestați o nouă dragoste, manifestați vindecare, manifestați emoții profunde, sacre. Și comunicare telepatică cu cineva eventual. Wow! 10 de cupe! Mamă, ce frumos! 9! Sunteți 9 și cu 10. Și eremitul. Sper că nu se lasă tăcerea după această bucurie. Dar oare de ce apare eremitul? Ops, sunt niște conflicte. 5 și 4 de bâte. Iar care vin de acasă? Sau din partea unui personaj cu care, da, ați avut casă sau ați avut o altă relație, 6 de... apare gelozie. Aha. Se complică lucrurile. Păi ca în cărți, ca în filme. Ce am zis eu? Că dacă sunteți vedete... Ai, na, ce să... Trebuie să fie așa mai cool. Cam toate etalările pe luna asta și destul de dramatice, intense. În viitor, dacă manifestați vindecare și dragoste față de voi, vă întâlniți. Vă întâlniți cu această dragoste, vă bucurați 10 de cupe, nu doar visați, chiar vă bucurați, nu? Și 10, stare așa de droghi, droghi, beatitudine, lugu, lugu. Dar de ce apare totuși, o să vedem la clarificare, eremitul? E o tăcere cam prea bruscă după, poate aveți de făcut drumuri cu lumea. Sper să nu fie doar o fericire de moment.
Pentru că totuși apare tăcere, apare singurare, apare analiză, apar conflicte pentru eventual acest suflet pereche sau din partea unui... Sau poate acesta este flacăra voastră geamănă și acolo era fostul fosta. Iar ceva e. E că nu degeaba aveți voi șerpișorul, șarpele, mai dușmanul acesta. Chestii legale cu 10, aș spune. Nu știu. Poate. La capătul setului de cărți, 0. Ați ascuns, măi, ați ascuns această dragoste și pasiune pentru cineva. Ați ascuns. Poate din cauza distanței. Dar ați ascuns-o, bărbați, femei, nu, e tipic racilor, că ei ascund, dar în fine. 7 de spade și regina de cupe. Dar vreți să o luați de la 0, 1 și asul și da, noul capitol pe care îl începeți, începe cu comunicare din suflet, de la suflet la suflet. Ce ați visat, ați visat și ați învățat. Aici e un secret interesant. Secretul manifestării. V-ați proiectat în alte dimensiuni și v-ați tot întâlnit cu acel personaj și probabil că acela pe care l-ați visat îl manifestați în realitate. Ce frumos, măi! Ce frumos, măi! 4D arată foarte fain. Doar că mă cam... Poate cineva în zodia fecioarei sau un semn de foc care devine foarte conflictual, gelos, geloasă din cauza că voi vă găsiți fericirea? Mai! Mai! Love is all around. 4 de monede a fost clarificat de îndrăgostiți. Da, ținut la această dragoste, 6 de cupe și îndrăgostiți. Ia uite și 10 de cupe. E intoxicant, e obsedantă, e o dragoste obsedantă. Poate pentru cineva cu marcaj în Capricorn, cu marcaj în Peștrac, Scorpion și se fac trigoane. A ținut foarte, e o chestiune de trecut, foarte mult. Și am zis că ați avut senzația că acest personaj vi l-a trimis Dumnezeu în cale. Ia, pe 6 de cupe, clarificăm 6 de cupe pentru răcușor și răcușoară. Io, mie mi-a adus florițele! Mie mi-a adus florițele! Da, da, de ție, pentru că te iubesc! Pe mine mă iubesc! Mulțumesc frumos pentru dragoste! Yeah. Astea sunt floricelele mele preferate. Cum de-ai știut? Păi am știut că noi ne-am întâlnit în altă viață. Băi, scuzați-mă, 6 de cupe. Îmi place cum se uită ea la buchet. Pentru mine? Ah, cum de te-ai gândit? Nimeni nu mi-a dat floricele așa de frumoase ca tine. Și a zis, fericit, iau emoții. Mă bucur că se bucură. Hai mă, clarifică. Vorbesc în timp ce vorbesc, apare regina de cupe și cavalerul de cupe. Da. E o romanță cu parfum de nostalgie. 6 de cupe, clarificăm 6 de cupe pentru răcușor și răcușoare. Magician, again, 8 de monede. Ați muncit să manifestați, măi, unii dintre voi poate chiar v-ați documentat. Pentru unii, poate într-un fel sau altul, v-ați întâlnit cu acest personaj undeva la locul de muncă, într-un spectacol, după un spectacol. Magician. Da. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Vin și eu cu diferite mesaje mai specifice. Mamă, ce spectacol face!
Și totuși, interesant ce simt. Ați întâmpinat blocaj. Poate că doamnele, în această situație, în momentul în care s-a comunicat magicianul, comunică, probabil că așa ați înțeles voi, nu știu cine, voi, semn de pământ sau gemeni. În fine, s-a comunicat despre, sau s-a încercat o comunicare gândind că face parte din manifestarea acestei relații. Dar a fost întâmpinată comunicarea cu blocaj. Ce vrei? Ce vrei de la mine? Nu, pardon, nu sunt genul. Hai, pa. Din ce motive? Poate că personajul respectiv era prea tradițional, voi sau persoana respectivă, poate era căsătorit, căsătorită, poate avea o misiune și nu și-a permis niște chestii, poate conștientiza că sunt conflicte. Sunt multe. Magician. Interesant. Magician. Unii dintre voi poate aveți de-a face, dintre voi doamnelor, poate aveți de-a face cu un bărbat care are mustăcioară și barbiță. Trec. Hai, spânzurată. Judecata și 9 de bâte. Au fost blocaje, clar, care v-au ținut pe loc. Dar în timpul acestor blocaje ați privit de la distanță, voi, sau ați fost priviți? Vă rog frumos să nu uitați să schimbați rolurile în caz în care nu rezonați, gândiți că e cealaltă persoană. Sau poate și unul și altul v-ați uitat unul la celălalt, așa de la distanță, că vă lumea. Distanță mare și spânzuratul. Mai, dar ce mai face? Ce mai pune pe Facebook? Asta a pus pe Facebook. N-am mai pus de ceva, de câteva luni de zile n-am mai pus nimic pe Instagram. Eu n-am cont de Instagram. În fine, da? Și judecata. Da, deși au fost blocaje, clar, ați gândit tot timpul judecata judecă, da? Judecă. Ați gândit că probabil că ar trebui o nouă perspectivă, o nouă abordare. Și ați căutat-o. Nu ați stat așa, chiar cu mâinile în sân și legați de mâini și de picioare, nu. Ați căutat în zare, ați căutat în experiențele anterioare, eventual, dincolo de aceste blocaje și ați încercat să judecați, să vi se învârte rotițele. Și totuși, cum să manifest eu, manifest, cum să lucrez această relație? Probabil că ați ținut și țineți foarte mult această relație. Și cel mai important a fost că ați visat la această împăcare. Că ați visat că va renaște, că vă veți reîntâlni. De. Bravo! Probabil asta a făcut parte din ritual, că tot a apărut ritual. Ritual de eliberare, de manifestare, de multe. Dar între timp ați trecut prin multe conflicte. Hai să vedem. Ia uite, conflicte, 5 de spade, confuzii, opțiuni. Lumea, clarifică lumea pentru raci și răcușoare. Lumea, în prezent, lumea. Văd probabil în trecut marcaj puternic în gemeni. Marcaj, nu neapărat zodia. Poate aveți, eu știu, planete, Venus. Drăgostiții și magicianul. Venus în gemeni. Sexy. Kiss. Da, probabil că cine are Venus în gemeni sărută foarte bine. Și Marte în gemeni. Și Marte în gemeni sărută foarte bine. Lumea, clarifică în lumea. Eremitul a fost tăcere. Am zis, de-aia apare eremitul. După aceasta, mai probabil că se fac în continuare drumuri la distanță, peste hotare,
se vor mai face. Frumos ar fi să încheiați acest capitol în care a fost tăcere și în care v-ați simțit așa că nu găsiți soluții, deși am zis că ați găsit până la urmă. Că eremitul merge către stea, către lumină, către vindecare. A fost necesar ca să vă vindecați de niște obsesii, de niște karme. Frumos ar fi să se fi încheiat capitolul. Vedem ce alte cărți apar. Ideea e că totuși eremitul mai apare. Vedem în ce context. Adică tăcerea în singurarea. Asul de cupe. Clarificăm asul de cupe pentru răcușor și răcușoare. Judecata văd că e foarte importantă. În ce sens? Renașterea. 20-20. Doi oameni o iau de la zero. Și lumea e tot un zero. Și apoi urmează unu. Ups, ce picat. Mai, sper să nu mișc ceva aici. Vai, ce frumi! Măi, ce cărți aveți! Puterea și doi de cupe. Suflete perechi. Deci vindecarea aceasta pe care sper că ați... deja o simțiți în voi, sufletul vostru, deja... Cred că vă întâlniți totuși cu persoana asta pe care încercați de mult timp să o manifestați în viața voastră. V-ați luptat foarte mult sau vă luptați în continuare pentru acest început cu sufletul vostru pereche sau nou început cu personajul pe care l-ați mai întâlnit în trecut, ceva n-a mers, au fost blocaje și acum se întâmplă. Alchimia. Probabil că totuși aveți niște gusturi diferite. Unul probabil că este cu desene animate, cu jocuri, cu animeuri, cu manga, celălalt e mai gotic. Mai steampunk. Mai deep, mai dark. Dar, sunteți fine. Vedeți? Vă susțineți nu pe celălalt în această nouă etapă. Sper între voi să nu se pună altcineva, cineva cu marcaj în zodia leului sau a fecioarei, că avem aici și leu, 5 de bâte și fecioară. Poate sunt planetele voastre care vă fac mai analitici, dar care vă pot face și combativi. Variază de la un nou. Vă rog frumos, nu uitați că e etalare colectivă, dar nu-i personală. Nu citesc pentru X sau pentru Y, pentru mai mulți și atunci vedeți cum integrați aceste mesaje în viața voastră. Dar ce frumos! 8 e transformare, apropo de alchimie. Oho, probabil că v-ați întâlnit în 5D, ați visat unul la altul. Nu știu, poate mai mult unul decât celălalt. Dar v-ați întâlnit în alte dimensiuni și acum se materializează, aș spune. Dar aveți în continuare de lăsat ori voi, ori ei, nu știu care a suferit mai mult, niște conflicte și niște dureri foarte mari. Boală, suferință imensă, dușmani. Magicianul, te rog frumos. Da, vedeți, interesant. Aici este o femeie și aici un bărbat. Un bărbat care caută prin lume. Interesant. Un bărbat care caută prin lume. Această femeie. Ce mesaje. Și este blocată într-o situație karmică din care trebuie să se elibereze. Probabil că s-a eliberat. Riscantă. Hai, magicianul. Magicianul, te rog frumos, clarifică magicianul. Turnul, într-un mod neașteptat, aveți o trezire, vreți, manifestați brusc? Hodron-tron brusc. O comunicare bruscă cu cineva neașteptată. Ori voi comunicați, ori ei comunică. Nu știu, hai mai dăm o carte pe turnul ăsta, super explozibil. TNT. Magician.
Era o vorbă din... Da, di... Ai, deci ce senz... ce cu... Nu, senzație, ce mesaj. Apropo de magician. Din nimic se întâmplă Big Bang. Trăsnetul. Al cincilea element. Hai să vedem totuși. Mai dăm o carte pe Tower. Pe turn și pe magician, să rog frumos, clarificăm turnul și magicianul. De ce a apărut turnul pe magic? Wow! Deci nu vine să crezi 10 de cupe? Și apoi iar 10 de cupe? Fantastic! Deci, și soarele, sunteți nebuni? Da, hodorong, tronc, brusc. Puu! La început a fost cuvântul. Și cuvântul s-a întrupat. S-a făcut soare. Wow! Stau și mă uit așa la cărți, parcă vă și vă dansând împreună. Nu știu, e un sentiment de bucurie, evident, dansul e o exprimare a emoțiilor. Wow, 10 de cupe. Sunteți nebuni. În sfârșit, o etalare un pic mai optimistă decât cele pe care le-am. Wow. 10 de cupe, 2 de bâte și victoria. Da, după... 10 de cupe. Ați așteptat îndelung această victorie. V-ați consumat. Ați făcut planuri pentru aceste momente de bucurie. În care veți cuceri persoana dorită. Bine, la 6 de bâte e un bărbat. Energie masculină. 2 de bâte. 9 de spade. Regele de spade. Am zis că ați planificat, ați gândit de la distanță. Ia uite, iar binocul. Și am văzut și aici. 3 de bâte și 9 de bâte. De la distanță. Interesant, posibil, ce mai simt? O persoană, că tot am vorbit autoritară, poate masculină, poate să fie un tată, un profesor sau o mamă foarte masculină, foarte rațională, nu că ar fi problemă rațională, dar extrem de rațională. Să-și facă griji, cum să-și impună autoritatea asupra voastră, chiar de la distanță, în condițiile în care unii dintre voi veți manifesta o fericire, bărbați, femei, nu știu care sunteți. Și atunci trebuie să alegeți. Că totuși, 2 de bâte reprezintă și alegeri. Ce faceți? Stați în mediu 9 și cu 1, 10, că am văzut mai devreme, dați în urmă, da, 10. E o situație la distanță. Cineva vă urmărește. Be careful. Răcușor și răcușoară. Ia uite. Ia uite. Soț. Sau un semn de pământ, sau poate că e un tată, nu știu, ceva, o energie masculină care ascunde ceva. Uba, Illuminati, PC. Bine, nu fi pentru toți. E cineva aici care e într-un mediu familiar foarte sau profesional foarte ocult. Nouă de cupe. Clarificăm. Ia uite, regina de spade. Mai dăm o carte pe regina de spade. Poate că regele de spade sunteți voi? Cei care v-ați făcut planuri, bărbați, v-ați făcut planuri cum să cuceriți această femeie. Opa, ce mai simt? Interesant ce simt. O femeie inteligentă care considerați că vi se potrivește. Regele și regina de spade. Vin mesaje și mesaje, da? 2 de cupe, 10 de cupe. Nu ziceți nimeni că dacă aveți spade, nu mai aveți cupe, da? Dacă aveți minte, nu înseamnă că nu aveți și sentimente, nu? Logically, dar... Interesant. Posibil, repet, dacă a fost distanță între voi, posibil energia masculină
să vă fi studiat, să fi gândit o strategie prin care vă veți reîntâlni, vă veți bucura unul de celălalt, veți fi fericiți împreună, pentru că aici este chiar regina de spade, aș spune. Într-o altă variantă a ei. Înainte să fie fericită, eventual. Pentru că regina de spade a suferit foarte mult în dragoste. Nu știu, lumea zice de regina de spade una și alta. Regina de spade poate să fie foarte iubitoare. Dar faptul că are logică și impune limite, cum am zis mai devreme, cu 7 de bâte, are puterea cuvântului. Asta a descoperit-o după ce a trecut prin suferințe. Poate a fost bolnavă, poate n-a putut să doarmă noapte din cauza stresului sau a influențelor negative din jur. Și acest bărbat a urmărit, aici energie feminină și aici masculină, acest bărbat a urmărit-o de la distanță și și-a făcut planuri, s-a gândit cum să mă duc. Nu e o chestie de milă, nu, e o chestie de empatie cu 6 de cupe, cu 2 de cupe. Dar, am zis, emoțiile nu sunt suficiente, da? Avem nevoie și de minte și de spirit, de energie, ca să putem materializa monedele în practică. Cu alte cuvinte, unii dintre voi ați iubit sau iubiți un personaj care a trecut prin mari suferințe. Nu știu dacă sunteți voi bărbați sau doamnelor bărbați la care vă gândiți, dar e o chestie aici. Așadar, regele și regina de spade și regina de spade cu 9 de cupe. Ori persoana pe care acest bărbat a urmărit-o își găsește dragostea față de ea, își găsește fericirea. Aș vrea să clarific dacă cu cine. Eu, uite, astfel de bâte, e o nouă pasiune. E o nouă pasiune care aduce multe conflicte. Ia, dăm o carte pe regina de spade și 9 de cupe. 6 de cupe. Persoana la care visați de mai mult timp. Și valetul de monede. Da, ar fi o întâlnire, o împăcare, după o perioadă de abandon, în care acest personaj feminin se bucură de prezența voastră, după multe așteptări și chinuri și leșinuri. Ar fi. Eremitul clarifică merimitul. Clarifică merimitul. Răcușor și răcușoare. Ia uite. 5 de cupe. Uf. Mai dăm o carte. 5 de cupe. Cavalerul de monede. Încă o carte. Te rog frumos, cavalerul de monede. Încă o carte. Așa de cupe, wow. Nu știu, pentru cineva s-ar putea să fie doi oameni, în mod special doi bărbați, care se luptă pentru o femeie, posibil. 5 de bâte. 5 de bâte. Ia uite, 6 de spade. 5 de bâte. Clarificăm 5 de bâte. Ia uite, regina de cupe. Dragile mele, doamne, răcușoare, probabil creați multe gelozii și multe obsesii. Oamenii se luptă, bărbații se luptă pentru voi. Niște bărbați se luptă. Poate și femei. Dar ce văd aici? Eremitul 5 de cupe, cavalerul de monede și asul de cupe. Da. Eu așa văd lucrurile. Împăcarea voastră cu cineva posibil să bage pe cineva în băutură o perioadă și apoi să vină cu o ofertă stabilă și
profundă pentru voi sau pentru persoana cu care vă împăcați. Eu cred că e o altă persoană. Ar putea să fie un semn de pământ, totuși, care vrea să se împace cu... Am zis, dacă voi vă întâlniți cu această regele și regina de spade, da? Doi oameni. Mai interesant. Și apare iar regele de spade. Care au suferit foarte mult în viață și nu mai arată atâta emotivitate, dar sunt și ei foarte sensibili și profunzi. Arată rațiune. Sunt mai defensivi, sunt mai gânditori. Mai înțelepți. Poate că în trecut, dacă v-ați fi întâlnit, că ceva n-a mers în trecut, ați fi fost prea emoțional. A trebuit să treceți prin mai multe și acum sunteți mai înțelepți. Dar vedeți, totuși sunt doi ași de cupe. Ar putea să fie două tipuri de începuturi. Începeți voi acum și mai încearcă cineva mai încolo. Nu vorbesc de trădare. Nu știu, probabil că cineva va încerca să se împace. Ori cu voi, ori cu persoana cu care vă veți întâlni și veți fi fericiți, măi, că 10 de cupe, azi de cupe. Sau pur și simplu această fericire se continuă, adică o vezi, nu e doar o chestiune de moment, veți vindeca multe doruri, multe tăceri. Și totuși păstrați și mesajul pe care l-am spus despre o altă persoană care a încercat să se lupte ori pentru voi, ori pentru persoana cu care vă veți întâlni. Dragi, practicați compasiunea, aveți credință, iar apare, aveți credința, acțiunile vorbesc puternic. 15, numărul diavolului, situații toxice, karmice, suferință, frici, orgolii. Aveți compasiune și față de voi dacă ați trecut prin așa ceva și față de cei care... Am tu vorbit de regele și regina de spade, de cei care v-au făcut să suferiți și pe voi și pe ei. Dar, repet, v-au făcut să suferiți, dar ce și cum nu ajunge la 6? V-ați găsit dragostea în voi, echilibru în voi și apoi împreună. Sper că în voi mai întâi, asul de cupe înseamnă dragoste de sine, vindecare și apoi împreună. Da, dragostea voastră i-a atras pe voi. Dragostea lor, eventual, v-a atras pe voi. Like attracts like. Dacă vrei să ai parte de dragoste, fii iubitor. Petreceți timp de calitate împreună. Ia uite și înapoi la ce... Vă întoarceți la cineva și vă simțiți foarte bine cu ei. Asta e dragostea lor, compasiunea lor, vă atrage, attracts. Vă atrage unul pe celălalt și vă ajută să vă transformați. Wow, interesantă etalare, nu știu ce titlu îi pun. Dar foarte frumoasă, zic eu. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ceau, ceau.